Ziua nunții este o ocazie potrivită pentru a se rosti binecuvântări și am observat că astăzi ați primit multe binecuvântări. Și dacă Dumnezeu va fi binevoitor și va ține cont, veți fi binecuvântați și încă până la urmă chiar o să ne mai și rugăm pentru voi, tocmai pentru a fi binecuvântați. Dar cred că mai întâi trebuie să fie binecuvântat Dumnezeu pentru toate căsniciile reușite până în ziua de azi. Să-L binecuvântăm și pentru cele care n-au pornit în mod binecuvântat, dar a mai reparat și pe acolo Dumnezeu câte ceva. Iar cât pentru voi, să vă dea Domnul și ce n-apucăm noi astăzi să spunem, să se adeverească ce scrie la Filipeni, capitolul 4, versetul 19. Și Dumnezeu să îngrijească de toate trebuințele voastre. Auziți cum? După bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Dacă înțelegem ce înseamnă asta, mai mult nici nu se poate gândi de cum cere. S-a citit din Proverbe 31, de la versetul 10, în general de aici se citește, după cum și atunci când se citește textul din Geneza 2, se citește numai de la 18 încolo. Și uneori pe acest motiv am auzit unele femei spunând, nu știu dacă și surori, că li se predică de regulă la nuntă numai lor. Pentru că oarecum citit textul numai de aici și acesta și cel din Geneza, se trece peste versetele care în prim plan se adresează bărbatului. Dar eu vreau să vă spun ceva din primul verset de aici și ceva din ultimul, foarte scurt. Cine poate găsi o femeie cinstită? În context e o întrebare retorică. Dacă ne gândim, cum v-am spus, la întreg capitolul. Și ca să-l facă mama pe acest băiat al ei, să se gândească mai profund la asta, descrie într-un mod care, după părerea unora, este chiar de neatins pentru o femeie. Deși eu încadrez pe scumpa mea aici, că le-am deplinit. Dar, repet, această mamă a descris femeia atât de superb ca să-i dea lui de gândit în modul cel mai profund. Cine o poate găsi? Că de fapt nu are de-a face doar cu căutarea și cu găsirea problema asta. Versetele anterioare, care sunt condiții pentru băiat, și acelea trebuiesc pomenite întâi pentru băiat, pentru fată numai deci nu s-a citit. Acelea, de fapt, dau răspunsul cine o poate găsi. Dacă ești cu aceste calități, dacă ești plăcut Domnului, te poți aștepta, cum scrie în Proverbe 18 cu 22 și 19 cu 14, că Dumnezeu poate să-ți dea. Dacă nu, n-are rost nici să visezi, nici să-ți treacă prin cap. Dumnezeu nu poate fi înșelat nici măcar la loterie, nu organizează așa ceva. Scriptura spune foarte clar, Galateni 6, ce seamănă omul, aceea va și se cera. De aceea le spun uneori și la băieți și la fete, vezi cum te porți. De exemplu, după o fată firească, nu se va uita în băiat duhovnicesc niciodată. Pentru el o să fii nevăzută, n-are cum să te găsească. Nici nu caută pe acolo pe unde ești. O fată duhovnicească este în zona aceea unde un băiat curat caută și are șanse să găsească. Cine e călduros nu se duce să caute la Polul Nord. Cine vrea căldură, vreau să spun. Cine vrea să trăiască în frig, tocmai acolo caută, și la nu se duce la ecuator.
Și pentru partea feminină, observați, sunt trecute toate calitățile astea. Și abia în final scrie aici, în versetul 28, fii ei se scoală și o numesc fericit. Dar ca să te aștepți la asta, trebuie să te silești să fii ca femeia asta de aici. Pentru că asta e singura idee care vă spun. Să fii ceva înainte de a dori ceva. Dacă nu mă dorești, zice în proverbe că poftele leneșului rămân neîmplinite. Săracul mancă scrie că dorește mult și scrie că se crede mai înțelept decât 7 oameni care gândesc cu judecată. Dar nu capătă nimic. Nu a dori, nu a căuta e soluția. A fi. Cine poate găsi? Asta să te gândești. Am șanse? M-a întrebat odată un tânăr, îmi puteți recomanda un proroc bun? Vreau să găsesc o fată bună. Și am zis, băiete, șmecheria asta nu s-a înființat încă. Nu te descurcă Dumnezeu, te încurcă. O să-ți spună cam pilda aceea cu lucrătorii vii, ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Da? Un tânăr s-a dus la un proroc că nu avea încredințare. Și prorocul l-a trimis undeva pentru că îi descoperise Domnul deja ceva și n-a vrut să fie implicat. S-a căsătorit și după câteva luni și vine și spune la proroc, nu mai cred în niciun proroc. Dar de ce? Peste ce am dat. Și prorocul îi spune, dar după ce ai făcut și după ce ai murdărit-o, ce ai fi vrut să-i o dea Dumnezeu la altul? Dar acum ce ai de făcut? Să vă pocăiți. Dumnezeu e gata să vă ajute. Îmi spunea recent un tată, a avut un copil credincios, s-a rugat și băiatul, s-a purtat frumos. Și urmau să meargă de la ei din biserică, un grup în misiune, undeva să treacă Carpații, venind înspre județul Bistrița, Năsăud. Și băiatul așa a fost împrejurat, cumva nu chiar putea, 100% fiind liber, să plece. Și tata lui spune, du-te, s-a dus ca un copil ascultător. Au sunat la adunare și apoi împreună undeva într-o familie unde a servit masă. Și băiatul acela timid, liniștit, dar credincios, primește o încredințare. Și zice când se întoarce acasă, mi-am găsit fata, e în familia unde am fost. Și așa a fost și spunea tata, ce noră deosebită, ce nevastă bună are. Ce simplu a găsit-o auzi. Trimis la adresă. Alteori poți să cauți până te rătăcești. Ba scrie în Proverbe 21 că nebunia omului sucește calea și apoi dă vina pe Domnul. Nu. Fii înainte de a dori. Și apoi vor ajunge și alții să spună fericit și fericită. Cum a zis împărăteasa din Seba către Solomon, eu m-am bucurat numai de o vizită, nu știu dacă și-o programase cât să fie de lungă, dacă am mai lungit-o, dar îți da fericit de cine stă aici, cine te aude. De cine stă la voi acasă să te audă, nu? Păi nevasta și bărbatul, de ei sunt fericit în primul rând, dacă au ce auzi, au ce vedea. Să ajute Domnul toți tinerii să fie și apoi să găsească, noi ca adunare ne rugăm pentru asta, Dumnezeu să lucreze pentru toți tinerii. Și dacă dintre ceilalți familiști, spun asta în încheiere, m-am gândit că atunci când e plăcut la nuntă și la cineva acasă nu-i plăcut, nu știu cum privește și cum gândește. Am întâlnit o soră care s-a căsătorit cu un bărbat care s-a dovedit a fi din categoria asta a progresiștilor, și a spus, nu pot să mă duc la nuntă. Când aud de nuntă și la alții bine și eu n-am avut nicio zi de bine, am impresia că mă coboară cu colivia mina de cărbuni. Fac alergie, transpir. Dar dacă sunteți dintr-unii, nu atât de grav ca situația descrisă aici.
Să știți că Dumnezeu are pentru toți familiștii exact aceeași rețetă. Încearcă să fii înainte de a dori. Și tot investește, nu în celălalt, în tine întâi. Și până când vei ajunge să spună stimată mamă și copiii, mama e fericită. Când vor vedea felul tău, cum zice Petru, de trai curat și în temere, să ajute Domnul și bărbații. Și în mod deosebit, cum a zis de la început, să dea bine cuvântarea sa celor doi. Amin.